Angela Merkel a câștigat duminică alegerile legislative din Germania și a obținut cel de-al patrulea mandat de cancelar. Formațiunea acesteia, Uniunea Creștin-Democrată, s-a clasat în urma scrutinului parlamentar pe primul loc, cu 33%, fiind urmată de Partidul Social-Democrat, cu 20,5% din voturi. În ciuda victoriei clare din alegerile pentru Parlamentul German, Angela Merkel s-a arătat îngrijorată de scorul obținut de extrema dreapta anti-islam, Alternativa pentru Germania, care va intra pentru prima dată în Bundestag, după ce a obținut 12,6% din voturi. We are in charge of forming a government and without our party there will be no government. Astfel și-a anunțat victoria cancelarul Germaniei Angela Merkel în fața susținătorilor săi după ce partidul acesteia a câștigat alegerile pentru Bundestag. Deși a câștigat scrutinul Uniunea Creștin-Democrată, Uniunea Creștin-Socială se află sub recordul negativ al cancelarului Merkel de 33,8% din anul 2009. Socialdemocrații au anunțat că nu vor reconstitui cu Uniunea Creștin-Democrată actuala coaliție guvernamentală și vor intra în opoziție. În condițiile intrării socialdemocraților în opoziție, Angela Merkel ar urma să negocieze o coaliție cu liberalii din FDP. Totodată, formațiunea de extremă dreaptă anti-imigrație, Alternativa pentru Germania, intră în premieră în Parlamentul Federal cu un scor peste așteptări, dar cooptarea ei într-o coaliție este extrem de improbabilă. Sute de persoane s-au adunat la Frankfurt, München și Berlin, unde au protestat cu lozinci "Naziștii afară sau rasismul nu este o alternativă", după ce formațiunea de extremă dreaptă a trecut pragul electoral și a ajuns în Parlament. Deutschland, wir haben Spaß! Und ihr habt nur Deutschland, wir haben Spaß!